Sau ce copil ar putea dărui Dumnezeu unui tată irresponsabil, dacă acel copil nu are un mediu de educație? Deci tu iei leagăn frumos, iei dădacă frumoasă, haine frumoase și îi dai o educație slabă. Deci, semănatul de astăzi este un semănat pe care și Sfinții ne l-au pus nouă carendaj al lui Dumnezeu sub nas. Noi când trecem sub formă de evlavie sau de cinstire, sub formă de pietate prin fața Raclului Sfânt, și sigur că ne rugăm de bine, că nu se duce acolo cineva să se roage de rău, ce dorim? Binele casei noastre, a noastră, a copiilor noștri, a prietenilor. Ce spune cineva? Bă, dacă merge acolo, roagă-te și pentru mine. Tu ce îi spui la Sfânt? Bă, mi-a zis să las, mă rog, pentru el, dar tu fă-i rău. Nu spui așa. Nu îi spui, Doamne, ajută și pe prietenul meu, sau Sfânt, ajută și pe prietena mea, sau pe sora mea, sau pe mama mea, sau pe... Pentru cine te rogi? Cu atât mai mult trebuie să facem această selecție în minte și direct pentru noi înșine. Noi înșine trebuie să ne întrebăm dacă pământul inimii noastre este pregătit de a primi semințe. Și o să mă întrebați de ce mă bag în lucrul ăsta. Tocmai dintr-un lucru esențial. A căzut sămânța în drum. Eu aș tâlcui eu altfel. Mire de metode moderne de contracepție care stau împotriva zămistirii, nu contează de orice fel, noi facem biologie și sexologie, prin care odată eradicăm ceea ce înseamnă viață sau procreere. Sămânța căzută în pământ pietros, care întâi încolțește și apoi se usucă. Sunt miile, sutele sau milioanele de întreruperi de prunci care n-au văzut soarele, dar ne plângem astăzi că suntem singuri, că s-a pustit satul, că s-a pustit țara, că s-a pustit familia, că s-a pustit cartierul, că au rămas casele pustii. Ele când au fost făcute, au fost făcute cu un scop. Când faci o șură mare, ții vite multe. Când faci un hambar mare, ții alimente sau cereale multe. Când faci o grădină mare, ții animale multe. Deci în momentul când îți dorești o familie și vrei să trăiești doar tu cu soția singur, atunci îți faci ceva minuscul și ușor ca pentru tine. Deci de vreme ce ai făcut 7, 8, 10 camere la casă, nu era evident că acolo trebuiau să zbur de 5, 6, 4, 3 copii ca acea casă să fie plină? Și tu vei spune, da, părinte, dar cu ce să-i cresc? Cu banii pe care îi dai pe țigări, cu banii pe care îi dai pe distracție, cu banii pe care îi dai pe băutură, cu banii pe care îi dai pe sejururi, cu banii cu care schimb mașinile, cu banii cu care schimb casele. Creșteau și acei copii. Deci din fonduri proprii. În momentul când spune că sămânța aceasta s-a uscat, vedem roadele seminței și sub o altă formă. Am spomenit un grup de oameni din zona Ardealului, respectiv Banat. La Banat circulă o glumiță mai veche și spune așa, că de ce bănățeanul face un singur copil? Și gluma era că nu poate face jumătate. Acum, ce îmi spuneau bănățenii când am vorbit cu ei la spovedit stând de vorbă? Părinte, sunt fată și nu găsesc un băiat să mă căsătoresc. Dar bine, zic că e Banatul ăla de mare, n-ai găsit un băiat? Părinte, nu sunt băieți, mulți îți plecați și orașul e pustiu. Este tineret, sunt de ăștia de școală. De ce? Când o mamă avea 10 copii, sau 7 sau 8, și următoarea familie avea 10 sau 7 sau 8, următoarea familie avea 5, 6, 7, alta, 5, 6, 7, normal că din turma aceea de copii aveau cum să se găsească unii cu alții. Dar când la 10 case ai 7 copii, automat unul rămâne pe din afară. Și la următoarele 10, iară unul pe din afară. Și la următoarele 10, iară unul pe din afară. Dar la sutele și la miile, câți rămân pe din afară? Pentru că n-are cine să ia pe cine să ia. Pentru că nu sunt urmași. Și atunci, în momentul de față, intri în ceea ce se cheamă incapacitate demografică și ajungi la pustire. Și atunci, evident că decât să sameni, nu mai stai să alegi pământul că-i cu piatră, nu mai stai să alegi pământul că-i cu spini,
Nu mai stai să alegi, pământul că-i uscat sau că-i drum. Îl lași pe loc. Și în felul acesta, zac zeci și sute de sate pustii în care, în loc să zbură de copii și să bată mingea, deci în loc să zbură de copii și să bată mingea, bate vântul și urlă câinii. Și corect este, dacă ne ducem prin toate padoacele sau prin toate secțiile acestea de salubris, care se ocupă de tot ce înseamnă javre maidaneze, câini, pisici, găsim mai multe turbe din acestea în îngrijirea umană a societății și în statistici, și în psihologie, și în agroecologie, și în, mă rog, toate domeniile astea agrosociale care se ocupă de acest lucru, decât de preocuparea ca o mamă să spună, domnule, dar de ce să cresc eu doi câini când pot să cresc un copil al meu? Când le leg la poartă și dau mâncare la altă, dar vreau să țin copilul și vorbesc cu el, nu cu câinele. Mi-a spus cineva într-o zi o chestiune foarte interesantă și m-am distrat. Venise cu o sacoșă să dea de pomană, că-i murise cățelul și să-i fie bine pe cealaltă lume. A făcut un scop rău, a făcut un scop sincer. Și am întrebat dacă copii aveți, n-avem. Atunci mi-am explicat de ce lucrul acela era important pentru persoana respectivă. Dar mă întreb cât de important va fi la înfricoșată judecată, când va fi întrebat de Dumnezeu, oare la comunia ta n-ai auzit că trebuie din taina nunții să iasă dragostea și nașterea de prunci din trânsa? Tu pentru asta ai trăit ca să hrănești un cățel sau doi sau trei, aceea trebuie să fie un hobby, nu o meserie. Aia trebuie să fie statutul de bază a familiei. În statutul de bază a familiei trebuie crearea de valori. În statutul de bază a familiei trebuie să lași inginerul, medicul, doctorul, aitistul, avocatul, procurorul, ce-o fi el în gradul și în funcția lui, fata de căsătorie, băiatul de căsătorie, cine îți va prinde lumânarea la cap, cine îți va pune crucea la mormânt, cine îți va pune coliva la 40 de zile, că nu vine azor să-ți latre slujba de mormântare și să-ți aprindă parastasul. Deci, vedeți, acesta este momentul în care semințele s-au dus și s-au uscat în spin. Că noi ne-am găsit justificări și motivații ieftine, foarte ieftine, și am eliminat sensul exact al Evangheliei, care ne arată într-una din Evanghelii că plângea de rupea cămașa pe ea, mama din Nain, care avea un singur prunc și tocmai ăla-i murise. Să nu spunem câte suferințe de genul acesta sunt și astăzi. Câte mame n-au rămas cu sufletul rupt și pierdut, când unicul lor copil s-a dus, fie într-un accident, într-un cancer, într-o nenorocire. Dar întrebarea trebuia tu să-ți o pui, domnule, am unul. Dacă se întâmplă ceva, să mai fac unul. Am doi, dacă pățești unul ceva, să mai fac unul. Și o să spuneți, da, e ușor de dat sfaturi. Nu. Nu e ușor de dat sfaturi. E greu de făcut lucruri dumnezeiești. Și e simplu de făcut lucruri românești. Mai bine deschizi un dulap în care stau 10.000 de comori la rând așezate, care de care mai de valoare, sau un seif plin cu bani și tot stai și îi numeri și ștergi praful de pe ei, sau stai și te gândești să nu fii atacați, descoperiți, furați, urmăriți, stai cu dubiu, cu grijă, în loc în ograda ta să fie veselia de pe lume și bucuria de pe pământ, și tu să ai rostul acelor semințe aruncate în pământul bun. Și am văzut tot astăzi o femeie cu 5 copii frumoși toți, i-a dus la împărtășit și a zis, dar nu vă temeți pe vremurile astea, părinte, n-a murit nimeni de foame, este pâine la magazin. Nu era, să vedeau că nu străniți numai cu pâine. Dar în sensul că atunci când arunci spre Domnul grija ta, El te va hrăni. Dar când nu mai avem grijă și nădejde, nu avem ce arunca. Deci noi, în încheierea Evangheliei de astăzi, să avem grijă de câteva lucruri. Ce fel de teren fertilizăm în grădină și în inimă, ce fel de teren fertilizăm în rațiune și în minte, ce fel de teren fertilizăm în morală și în etică, și ce fel de teren fertilizăm în etosul nostru românesc,
în etosul nostru ortodox și în credința noastră evanghelică în Hristos. Ca să nu găsim casa pustie, cum scrie la Evanghelie, că văzând vrăjmașul casa măturată, va lua 7 duhuri și mai rele și va bate război până va cuceri toată casa. Amin și Doamne ajută!